Ziua în care nici nu credeam că o să exist. Nu credeam că o să mai existe planeta. Ziua în care filmul FNAF o să aibă o dată de lansare oficială. Bine v-am regăsit, fraților, la un episod din informații despre FNAF și, bineînțeles, seria voastră preferată de informații despre filmul Five Nights at Freddy's. Știm cu toții că filmul Five Nights at Freddy's și-a început filmările, cred că prin februarie anul trecut. Sau... am I wrong? Nu contează chestia asta, știu că oricum e de foarte mult timp. Sau cred că februarie anul ăsta? Cred că februarie anul ăsta. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai vreți episoade în continuare cu informații despre Five Nights at Freddy's și despre chestii de genul. Bro, chiar trăim ziua asta, ok? Am primit un tweet, nu eu, logic, gen, primit așa la general, pe Twitter, ok? Cu ceva de la Jason Blum. E foarte, foarte ciudat pentru că filmul ăsta s-a anunțat în aceeași lună, adică astăzi, acum 8 ani. Acum 8 ani filmul Five Nights at Freddy's se anunțase și gândiți-vă că a trecut aproape un deceniu până la data de lansare, ok? Jason Blum spune că, așa cum v-am promis, FNAF fans, you asked and we delivered. Adică, voi ați vrut-o, voi... gen, v-ați prins? Ok, FNAF movie is coming this Halloween on October 27. Adică, data oficială a lansării filmului Five Nights at Freddy's va fi pe 27 octombrie 2023. Știu că probabil cei care sunteți pe serverul meu de Discord deja știți chestia asta, pentru că acolo mai vorbim chestii. Puteți să intrați pe serverul de Discord din descriere dacă vreți. Acolo mai vorbim, mai facem chestii. Mai jos zice 205 days until the party. Deci au mai rămas 200 de zile până atunci. Mi se pare o chestie foarte, foarte bună de marketing, sincer să fiu, pentru că, bă, parcă nu era o dată bună, gen, să scoți filmul FNAF undeva în, nu știu, ianuarie sau să-l scoți în decembrie sau noiembrie, gen, doesn't feel right, dar să-l scoți în octombrie, aproape de Halloween, e super, super șmecher și acest film iese și în cinema, practic, pe 27 octombrie, fix ca să fie weekendul ăla să rupă box office-ul, gen, știți, că weekendul de Halloween, Halloween-ul pică, gen, weekend și o să fie... e o nebunie totală, trebuie să rupă box office-ul. Și chiar sper să-l rupă, pentru că Blumhouse este cunoscută ca o chestie așa mai meh, mai, știți ce zic, mai slăbuță cu efecte și chestii. Dar eu cred că o să rupă forță, ești nebun la cap. Ceea ce nu-mi place totuși este că acest film va ieși și pe o platformă de streaming numită Peacock, fix în aceeași zi, adică pe 27, și asta mi se pare o schemă proastă, dar în același timp o schemă bună de marketing pentru acea platformă, pentru că n-am auzit în viața mea de ea, deci probabil de asta face chestia asta, au luat bani sau chestii. Nu știu, e foarte fucking exciting să mă gândesc că, bă, în sfârșit o să văd ceva. Este confirmat totuși că o să avem doar primele 3 jocuri în acest film, nu o să avem mai mult de 3 jocuri, așa am înțeles eu. Deci nu vă așteptați să vedeți Remnant, Funtime, Freddy, de-astea. Și piesa de rezistență, piesa de fucking rezistență, este chiar aici. Această imagine este efectiv cel mai mare lucru, după părerea mea. Pentru că e teaserul pentru filmul Five Nights at Freddy's în sfârșit. Este, vedem aici cum avem pe această actriță care joacă rolul de sora lui Mike. Nu știu exact numele ei, nu mă judecați, dar puteți să căutați numele ei. Nu e chiar atât de important la acest moment. Și pe Freddy, care pare să aibă gen aceleași culori ca în Five Nights at Freddy's 1. Pizzeria care e făcută într-un fel foarte, foarte șmecher, adică aceste gate-uri care acum sunt deschise și pizzeria nu mai e abandonată, aceste crengi, chestii, bașuri, uitați-vă râul ăsta de aici care e gen... e gen picat. E efectiv tot ce ți-ai fi fucking dorit, ok? Pentru un prim film Five Nights at Freddy's. Vedem aici totuși că Freddy are mâna asta puțin mai joasă, dar totuși vedem că îi lipsește o ureche, cred. Deci s-ar putea să fie un costum pentru Freddy Withered. S-ar putea... nu știu care o să fie timeline-ul. Efectiv nu știu. Poate să confirme... what the fuck, am primit un mesaj. Poate să confirme de fapt acest film foarte, foarte multe chestii și teorii din Five Nights at Freddy's, dar abia aștept să văd. Și pare mai mult un dream alike, gen
nu știu, nu pare real. Am o impresie că e foarte ciudată chestia asta, gen nu pare deloc reală scena asta, de exemplu. E foarte, foarte iconică, o să fie în viitor, vă dați seama când o să o vedem. Dar e what the actual fuck, gen, e super, super, super interesant, ok? Vedem și semnul care este... Pare foarte big semnul de aici, dacă stăm să ne uităm, să știți, dar este extraordinar de mare. Gândiți-vă că Doko are 1,90 m în feet, inches, tu metri, mă rog. Și Doko este, gen, undeva pe aici... La, e imens semnul ăla, ok? E fucking imens. E un prep foarte bun, sincer. Am auzit totuși că o să fie efecte practice, gen practical effects, nu o să fie CGI, adică CGI înseamnă efecte de alea făcute pe calculator. Sau dacă e CGI, e ceva mai slăbus, pentru că, din nou, Blumhouse este mai de buget, nu este cea mai mare companie de făcut filme și chestii. O să fie foarte interesant, după părerea mea. Nu știu ce părere aveți voi, dar eu clar am să mă duc, sper să apară și la noi în România în cinema, deși n-are de ce să n-apară, sincer, că e un film huge, e huge, e fucking huge, sincer. Cam asta a fost și cu episodul de azi, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, dacă aveți teorii în comentarii despre cum o să se petreacă filmul ăsta sau cine este fetița aia, gen, știm că e sora lui Mike, dar gen, să dezvoltați așa, puteți să scrieți în comentarii. Dar da, până să facem următorul episod, eu am fost Alex și ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!